Am încercat și eu și nici mie nu mi-a mers. Deci, ori n-am găsit-o pe aia bună, că i-am cerut de Castor, cum spunea Dan Măgăi, dar a zis că de unde dracu să știu dacă de Castor sau așa mai departe. Am mers și eu într-un magazin de-asta de unde vând pensuri și prostii de-astea, deci pentru picturi, pentru desene și așa mai departe, dar ne vezi toate măsurile. Dar cu, dar nu mereu. Cu ce transvazați? Poate eu te transvazez cu ăsta chinezesc. Cu lanțeta? Numai, da, da. Numai că am un model, deci nu ăla prost din plastic și așa mai departe. Știi cum este? Un model îl vinde cineva aici, așa, costă undeva la vreo 2,80 €, dacă nu mă înșel o bucată. Așa. Știți cu ce am văzut eu o transvazare bună? Cu, și cred că merge, cu pipeta aia care e de la Varachet. Absorbi în ea un picuț de lăptișor de mat, că oricum îți trebuie. Numai un picuț să fie acolo 3 mm. Și cu aia poți să absorbi liniștit larva. Zi, domnul Pătrașu. Băi, nu știu, cum s-a întâmplat, m-am ieșit afară sau m-a dat cineva afară. Va bine. Nu, că e bine, Petri. E bine. Bă, nu, deci vă spuneam, deci am găsit undeva o lanțetă. E un băz dintre astea de bambus, de bambus. Tot cu un împingător, dar are un fel de înveliș de tip de cablu, nu subțire, care e dat peste el și așa mai departe, care e foarte, foarte bun. Deci bătul ăla care împinge, nu e de plastic, e de lemn, nu? Tot de bambus. E foarte, foarte bun. M-am găsit cu juriere cel mai bine. Pana foarte, foarte moale, șerlante au pana tare. Trebuie să vă dai pe așa patru și să o faci mai subțirică. Atâta tot. Dacă altcineva are ceva de spus, tac din gură. Da, eu am o cutie nicotie completă și s-a trezit și copilul. Merge greu? Merge? Am făcut cu ea, dar nu mai... Îți trebuie timp să vii la timp când trebuie, dacă n-am timp atunci să vin, nu. Și am pus-o la ăștia pe formă, o dau cuiva. Și m-au tăbărât cu mesajele. Nu, no, e bine, da. Folosesc. Și cred că nu mai dau la nimeni până la urmă, că m-au tăbărit cu mesajele, dă-mi o mie, dă-mi o mie. Aha, dacă ai pus că dai moacă, normal. Da. Mă, dar... Ăștia mai mari ai apicultori, mai mari, mai cunoscuți. Mă, eu am văzut undeva o cutie dintre aia care spuneai tu, o cutie dintre aia, înțelegi? Numai că era cât o ramă de 1 pe 1, așa de mare. A, nu mă, asta are 110 cupule, adică asta nu... Voi ați mai văzut așa ceva pe la târgul, pe la ceva? Eu chiar eram interesat de o prostie de... Erau buzdiganii mari, de o ramă întreagă. Nu, n-am văzut. Aia e și interesant de... Dacă spui că te bazezi pe mâna ta, de ce vrei să te întinzi la una din aia imensă? Numai așa, ca să văd diferența. Diferența o poți vedea și cu una din aia mică. Zici. Păi da. Dacă n-am avut ce să fac așa ceva, nu pot să simt asta. Îți spun eu că am făcut. Diferența e că nu e chiar așa. Da. Te uiți bajmat ca în ea, te uiți că e ovată, a doua zi vezi că nu mai e spus. Ar fi chestia aia, nu știu dacă cineva a aprobat să bage, de exemplu, când sunt stat de larvă, de ou. De exemplu, deja le-au oate și nu se deschide larvă, dacă cineva îi le ține, dacă merge. Aproba cineva ceva și ceva de genul ăsta, să le ia exact cu pulii când... S-a mai întrebat. Da, nu cred că a făcut cineva. Parcă domnul Antone a întrebat. Eu am încercat așa, tăind un făgurel, înțelegi, și punând două. Și să spun sincer, din 10 bucăți, doar una mi-a prins-o.
Deci cu ouă. Întâia fâșie am numărat una da, una nu, ceva de, sau una da și două, două da și una nu, ceva de genul ăsta și pe urmă, din toate astea, numai una asta mi-a prins. Eu am făcut petrică. A, și a mers? A mers bine. A. Nu știu, am avut vreo 20 ceva de boti. Salutare la toată lumea. Și ai notat ceva diferență, de exemplu, luată din ou în crește și așa mai departe, n-a suferit șocul acela, deci la transvazare și așa mai departe, ai observat ceva? Un plus sau un minus? Nu știu, eu n-am făcut transvazare până acum. Eu doar așa mi-am făcut mărcile. Am tăiat faguri, exact cum ai spus tu, am tăiat faguri felii. Uh-huh. Am retezat o parte... Da, ai retezat celulele... Da, celulele și după aia le-am lipit dispeteze și... Păi cineva îmi spune, îmi povestea mie aici, că băi, dă-ți seama și cum, ce înseamnă transvazarea asta, nu? E ca și cum ai lua un copil... abia născut, înțelegi, cu lama cu asta, cum se cheamă, cu band la un excavator, înțelegi? Deci gândește, deci că ceva de genul ăsta s-a referit și am stat un pic și m-am gândit așa, zic, băi, cam așa ar fi, ceva de genul ăsta. Deci trebuie să fii foarte atent când faci transvazare. Hai să spun o poză, să arăt cum. Ce vreau să zic eu, știi unde cred că am greșit eu la faza asta? Eu am făcut și le-am lipit pe niște două până astea de plut, înțelegi? Cred că acolo și-am făcut eu greșeala, probabil. Deci am tăiat așa bucățele și le-am lipit pe două până astea de plută. Aha. Tu ai făcut diverse, ai pus toată fâșia de faguri și sănătate. Da, păi da, ce să-i fac, să fac operații pe creier acolo, să dai... Eu, în schimb, am tăiat pătrățele așa micuții și le-am lipit pe două până, anul trecut, acum 2 ani, în 2014. Și numai una mi-a prins. În rest, pauză. Nu, am avut, nu știu, 20 ceva, parcă, luate. Ăla e luate din ou, nu suferă un pic de cum se cheamă, de traumă la transvazare. Nu știu, și-o ieși și măcile, e destul de frumos. Păi normal că dar le-a luat din ou, le-a crescut bine. Normal că au ieșit bine, au ieșit bune. Mari, grase au ieșit. Nu bine mă vezi, mai spune cineva, că vorbim numai noi pe aici. Vorbiți că vă ascultăm? Dar lasă-mă, că eu dau din gură mai în fiecare seară, dacă se pare. Mai lăsăm și pe alții, ia, nu știu, Viorel. S-a adormit pruncul sau încă nu? Nu, cam ieșit la bucătărie. Da? Da, mă, eu am făcut și cutie, Nicot, știi? Adică... Am făcut o singură dată, de fapt, după mai multe încercări. Nu, le ia, și a doua zi te uitai, sau a treia zi, mă rog, nu mai era o lea, răscută. Trebuie să ai grijă, cred că trebuie să ai grijă mare, că dat fiind spațiu mic, pune și unul, și două, și trei ouă în celulă, nu, cred. Nu, cred că unul, dar le dă afară. Na, le dă afară, iar pune altă, am înțeles. Nu, le dă afară, nu mai pune nimic, trebuie iarăși să le dai cu sirop, că facem sirop cu miere. Așa te apucă și se pune iar. Te apucă paștele așa. Da, până la urmă am reușit, dar nu. Nu, și trebuie să ai timp să vii apară, să iei cupulele, să le împaci în starter. Dacă nu ajungi în ziua aia, la revedere. Degeaba. Da, ori trebuie să ai lângă tine doi stupi, un finisor și
de unde tragi, le ai acasă în curte ca să stai lângă de ele, dacă, deci ca să nu umbli pe pânzii de basmetic. Păi de ele, să stai acasă. Da, e mai și mie. Nu, eu le am acasă, bine că durant toată ziua sunt și eu până la 5:30 sunt absent. Și tot ce fac numai după amiază, înțelegi, în mare majoritate. Sunt așa sau numai duminică, depinde de ce, cum cade. Ce vreau să fie, Nico, să o dau, s-o dau la cine vorbească de ea, că oricum trebuie să-ți bucure altă de ea. Dă-o, mă, dă-o, dacă ești, dă-i, dă-o. Îi faci un cadou la cineva. Da. Mie, unul mi se pare mult mai migălos cu cutia, Nico, decât cu transfazare. Da, băi, dacă necesită și mai mult timp, așa, nu știu, trebuie să bagi regina, o închizi, după aia să vii, să verifici, să vezi. Asta am spus și eu. Trebuie să ai timp. Așa, la transfazat ai venit, ți-ai ales rama, ai transfazat ouăle și le-ai băgat direct la crescut, ce să faci. Și ți-ai văzut de treabă. Da, da. Nu, dar am făcut de două ori, dar... Pentru ce doar la transfaza nu mai treabă nici cu regina, nu mai stresez, nu mai mută. Da, 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 da. Da, dar da, pentru da, cine da, da, n-a transfazat da, niciodată pentru prima oară, e bine să încerci așa. Să vadă nici n-am transfazat până acum niciodată, dar anul ăsta vreau să încerc. Pune-o și încearcă acolo așa pentru tine. Dacă din 10 sau din 20 ți-ai să două, ia să vezi ce bucurăsești. Normal. La prima dată eram așa de bucuros, am tras o bară de 12, dacă nu mai știu, sau de 9, nu mai țin minte. Așa și mi-a prins numai două, când s-am împerecheat, eram așa de bucuros, E un film nemțesc cu unde îți arată foarte mărit cum transvazează, cu o lanțetă, cum zicea și domnul Ignatov că are. Lupă bună să ai, tu la film, vezi, faci tu n-are cum să nu faci. O lansetă dintre aia de inox, numai că acolo așa nu faci transvazare uscat. Uscată, deci trebuie să-i pui o picătură acolo de lăptușor de matcă cu apă distilată, deci trebuie să-i pui un pic ca să poată să lipească. Nu e obligatoriu, atât să fac uscat și-o am făcut cu totul. Și nu ieșiți. Da, 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 o iei cu totul, dar eu, cum să zic, eu am încercat și eu cu una de aia. Nu, am încercat cu o nașpetă, o panoramă de plastic, dar tot ceva de genul, nu? Și nu mi-a reușit. Mă, la te uiți, n-are cum, pentru că vezi foarte mare. Ori filma cu ceva cameră de vede cât e ecranul, larva și fundul celule și... N-ai ce, nu, un film nemțesc. Eu știu că la lanseta aia de inox și așa mai departe, aia se uzează să face transfazarea umidă. Motivul ar fi ăsta. Acum, am văzut și filmul nemților, vorba aia, aveau habar ce făceau. A, e probabil, deci probabil e mâna, probabil nu pot să contrazic că așa sunt de prostie. Caută filmul, că de aia și mai vorba aia, ce să zic eu. Ei, am mai văzut și eu câteva nemțești, poate că chiar vorbim de același film. Probabil că eu unul singur am văzut așa mărit, frate, cât e ecranul de mare. Mă, ce vreau să vă întreb, la noi există o bancă de date, deci cu morfologia la albina noastră românească, deci unde se face indicele cubitaj, așa mai departe, limba și așa mai departe, deci toate măsurătorile ca să faci o comparație cu ceea ce ai tu sau dacă ai în stupină sau vrei să faci analize la proiect și așa mai departe, există? Da, am găsit printr-o carte, de exemplu, date despre copii și limba la noastră, dar nu mai știu să zic în ce carte. Nu, mă refer special pentru albina noastră, mă refer, deci cu date și așa mai departe. Păi erau date la Carpatina, acum ce o mai avea noi, nu știu, mă bag în teoria asta, mă depășește. Nu, de asta mă gândeam, zic, băi, oare avem și noi așa ceva, o bancă de date, deci unde tu de ceva te duci 10-20 de albine așa și le măsori, nu, și le compari cu ceea ce, așa spune, băi, nene, nu, n-ai Carpatina, ai un ciuruc de italiancă sau de bacfa sau de dracu, știi ce mai fiind, deci, sau nu, e, deci asta mă refer,
În sensul, dacă tu vrei să-ți faci analize viitoare, deci mergi la institut, la unde dracu, ok, băi, ia de aici, dăm și mie rezultatele pe ce ți-am trimis aici, înțelegi? Să spună și mie ce am în stupină, înțelegi? În medie sau într-un stup sau ceva de genul ăsta, nu? Deci ca o să vezi un stup de presilă, nu? Și să-l vezi cât e de până în rasa respectivă, nu? Eu nici mi-am bătut capul că, sincer, consider că am încă destule de îmbunătățit la apicultura care o fac, până să-mi bat capul cât de șmecher e Regina. Maria! Vreți să vedeți cum s-o îngroșa la mie gluma în living-ul meu? Unde vă ascult eu pe voi și fac rame? Nu. Stai numai. Așa e la mine în living, am noroc că mă înțelege nevasta. Și compresorul și tot. Bă, asta este. Asta e bine că e în casă la căldură. Păi de-aia am venit după căldură, că îmi fac rame și le pun aracet și rame căutând căldură. Ce drag să fac. Așa aș avea spații, dar să mă apuc eu să le încălzesc pe alea, nu merită. E foarte bine și așa. Bă, dar ce are, v-ați făcut-o, v-ați pregătit-o, v-ați cumpărat-o? Ce anume? Ceara. V-ați pregătit-o, ați făcut-o? Păi acum rame și trebuie să mai primez peste o săptămână pachete de foiță. Bă, unul cu rame mă ocup acum. La ce preț ajunge acum ceara? Am văzut undeva la un domn la 32 de lei preț pe kilogram. Mă, de la cine mi-au cu 40 de lei, parcă o zis, chila de foiță. Că-i 32 de lei erau și la târg, 32. Eu ce mai iau e din descăpăcitura, așa că sunt curios la bani, nu știam plus. Nu, deci era domnul ăsta, nu știu. Fagul nu știu, dai 160 de lei. Ceva de genul ăsta și spunea cu 32 kg. Da, 160 și pachetul de 5 kg. Cam ăsta e prețul. Ăsta a fost și în toamnă la târg la București, Târgu Aca. Ăsta e și pe net. Eu am luat anul trecut de la cineva, mi le-a trimis ambalate în foi de alea, nu știu, care se pun la pachete, la cadouri, la nu știu. Aha. De cei. Ce am adus? Da, și au fost, nu știu, panorame. Mi s-au topit, majoritatea s-au lăsat. 90% din ele. Dacă ai posibilitatea și ai un pic de ceară, ceea ce strângi tu de la căpăceală, ceea ce ai la tine din stupină, așa mai schimbi ramă, mai nu știu ce, dacă ai posibilitatea să le faci singură o parte din rame, categoric, da, e mult mai bun și mult mai indicat, da? Deci dacă ai posibilitatea, înțelegi, deci ai, ce știu, un an strâng 10 kg de ceară, nu e mult, dar totuși dacă să le faci tu singur făițile, deci ai sigur, știi ce ai, ce ai pus în ea, da, și știi ce ai acolo, înțelegi. Ce să zic, nu ajungi, normal, nu ajungi mereu, înțelegi, de să ai aceeași căpăceală, dar fiind faptul și indicat, dar noi cred că puțin țin în caturi merea, deci să trag, să extrag, când e deja căpăcire. Eu ce am făcut întotdeauna. Majoritatea așteaptă să se căpăcească undeva la 75% și după aia trage mirea. Păi tine n-am înțeles.
Am zis că la noi mierea, din câte știu eu, se trage când deja rama e undeva la 70% căpăcită. Da, 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 bine, asta e, deci, în teorie, deci, dacă poți să tragi când e toată căpăcită, și mai bine, deci, atunci, așa, de la 70%, e sigur că nu mai ai umiditatea, deci, scade sub 20-21%. Bine, cei care au ori aveau o grămadă de stop și au și bani, au și aparatură să scoată umiditatea și o trage când nu e căpăcită neapărat. Da, da, așa. Eu așa, de regulă așa fac, deci mă găsesc în caturi cu mare majoritate scăpăcite. Mai sunt puține, deci care are un pic acolo așa, deci așa și le descăpăcesc pe toate. Eu mai fac multă ceară din ce cauză, că am ramele drepte la caturi și tai cuțitul exact cât e rama, cât e, cum se cheamă, cât e leață, nu? Da, da. Lațul fiind drept, deci tai cu cuțitul și sănătate, deci nu stau să mă să gri cu furculița sau să o fac cu... Deci asta e un avantaj al meu. Și mai repede mergi la descăpăcit și... Dar, na, asta e o părerea mea. Da, da. Spuneți. Doamne, spune și dumneavoastră ceva, că nu v-am mai auzit de mult. Nu prea am ce să zic, Petrică. Nu. Nu mi-ați făcut ceea ce v-am spus eu? Nu. Cam leneș. Mi-am dat seama. S-au lungit sărbătorile. Aha. Mi-am dat seama că sunteți cam leneș. Da. Mă bucur că m-a prins. Bine, mă băieți, eu vă las că mă duc să fac un duș, că încă nu mai am făcut duș de la mine la lucru. Și bine, mai auzit. Sănătate. Seara bună, seara bună. Ați avut zbor de curățire anul ăsta? Nu. La mine a fost inclusiv ieri și azi, dita mai zbor. Și la mine la fel, probabil noi dacă suntem mai în sud, mai la câmpie. Azi a fost undeva la soare. Am termometru pus chiar în soare, bate soarele în el, a fost vreo 21 de grade. Asta pentru că bătea soarele în el, nu cred că era temperatura reală. Vă salut, băieți, spun și eu, dar eu încă am zupate. Poftim? În sud sunt și eu, dar încă am zăpadă. La mine n-am mai văzut zăpadă de vreo 4-5 zile s-a dobit. La mine sunt încă în zi, nici nu s-au ridicat la podișor. Așa am făcut și eu niște turte și am zis că să mă duc să le pun și când i-am desfăcut, doar vreo 3-4 erau lângă podișor, restul nici nu se vedeau printre rame. Puștiule, zi ceva, bagă aici o temă de discuție.
Cine? Nici eu n-am avut anul ăsta zbor de curățire. Încă e foarte frig aici la mine. Zăpadă, ceață. Eu nu am mai avut zbor de la jumătatea lui noiembrie. Deloc. Acum s-o topi. Azi noapte a fost mai cald, s-o topi toată zăpada. Nici afară nu-i mai așa fric, să sperăm că poate iasă acum zilele astea. Dacă se mai încălzește un pic. Ale mele s-a afară, zici că au dat de pun fructiferi. Dar aici e cald. Asta apropo de faptul că tot discutam că nu se poate compara apicultura de la o zonă la alta, apoi de la țară la țară. Normal. Dar ne-a mai fost la Albini. Văd că nu prea avem ce discuta. Uite, vă propun eu o temă. Ce ați găsit de cuvință să schimbați anul ăsta, sezonul ăsta care vine, după ce am tot auzit ce s-a vorbit pe live-urile astea în perioada asta? Sau dacă ați găsit ceva de cuvință de schimbat sau nu? Eu nu aș schimba fermierii. Bine, mă, nu, fermierii. De ce ai schimbat fermierii? Din mai multe puncte de vedere. Din punctul de vedere al atitudinilor față de apicultură, din punctul de vedere al faptului că dau cu orice, adică tratează cu orice posibil plantele, nu interesează ce urmăreau și asupra mediului, și când spun mediu mă refer tot la albine, din prisma faptului că te duci să-ți amplasezi tupina pe undeva, te duci și la anunț, uite nene, vin și eu aici și mi pun și eu 10 stup, 50, 70, cât are fiecare, și să mai găsește câte unul și spune, n-ai mă ce căuta la mine cu așa ceva, dacă vrei să te las de găleata de miere. Bine, nu te duci cu mâna goală, dar nici să-ți impună din start treaba asta. Am găsit și fermieri care au spus, a, păi stai, eu pun soi de nu știu care, dacă vreți așa, discutăm din timp, mă anunțați cam ce vreți și din ăla pun, ca să fie bun și pentru albine. Deci există și de știe. Da, într-adevăr, eu chiar n-am avut probleme. M-am dus. Dar ce vreau să spun, am spus pe aici. De exemplu,
unde am avut al doilea an ăsta la floare, era chiar floarea lui socrul meu, o parte din ea nu a fost tratată cu neonicotinoid. Și uite așa am aflat că de fapt nu e tratată toată floarea cu neonicotinoid. Nu, în vara asta am discutat cu un fermier care exact treaba asta a zis. Interesați-vă, eu pun ce vreți voi. Adică la floare. Pun ce floare vreți voi, ce soi vreți voi, noi, adică apicultorii. Da, da. Dar anunțați-mă din timp să știu că și mie, adică pentru ele e mai rentabil să pun așa ceva decât nu știu ce hibrid pe care îi dau ăștia la pachet și cu substanțele cu care să trateze. Dar a zis, mie îmi garantează cineva că dacă pun 1000 de hectare de floare, soiul ăla, eu am suficienți polenizatori? Păi băi, nene, dacă tu pui 1000 de hectare de floare, se găsesc și apicultori care să vină să-ți polenizeze. Mm-hmm. Nu, aici hibridul, plus, dar pur și simplu, am întrebat, nu e rentabil, poate nici nu e așa, atac în zona asta de rățișoare, ce mai atacă floare, eu știu, dar nu e rentabil să dea cu nicotinoid. Nu de dragul apicultorilor, pur și simplu nu merge, cam cum. Da, fermierul trebuie să scoată niște bani din buzunar, dar vezi și cei care furnizează sămânța asta, de multe ori o dau la pachet, exact cum ne spunea nouă ăsta în vară, ia la pachet sămânța și tratamente și tot ce trebuie, ăia o tratează cu ce trebuie înainte, lor le dau soluțiile cu care să stropească pe urmă, substanțele cu care să stropească pe urmă, adică le dă totul la pachet. Păi bună, e clar că ăia vor să vândă cât mai mult, că vând pe bani și în profit, dar... Iar ăsta a zis, dacă voi îmi garantați mie că la 1000 de hectare eu am polenizatori, eu pun ce vreți. Dar i-am zis că aș schimba fermierii. Omul ăsta e, mă rog, e un francez, e o minte luminată, e deschis la discuții. Și a zis omul, eu pun așa ceva. Singura problemă la mine este că mi-e teamă că nu am polenizatori. În rest, din punctul de vedere al costurilor, pe el îl costă mai puțin. Dar tocmai pentru că au fost probleme și au stropit cu toate tâmpeniile și au murit albine și lumea mai fuge și mai așa, din cauza asta se și teme că dacă folosesc un anume soi care nu mai trebuie tratat cu toate tâmpeniile, nu va avea polinizatori. Pentru că lumea fuge din cauza asta. Bine, la noi minți luminate, eu cred că ar fi loc. Și între apicultori, și între agricultori, și peste tot. Așa, altceva, ce ați schimba? Eu am zis, a schimba fermierii. Nu am zis mai devreme la capitolul nutriție albină la schimba. Da, treaba cu stimularea cu proteină. Proteină și nu le-am dat eu chiar mai nimic adevărat. Că am trecut și când era lipsă de cules. Altcineva? Am senzația că mulți, nu știu, tot așteaptă secretul mare în apicultură și cred că pur și simplu stăm, cum zicea și Angelili, tratamente, papa când trebuie. Și eu zic părerea asta. Nu cred că există, nu știu ce mare, Viagra apicolă nu cred că există. Apicultorii trebuie să-i mai schimbăm. Mi se pare că nu înțeleg fenomenul ăsta absolut deloc. Am senzația, mai ales după ultimele live-uri, am senzația că mare parte din ei nu înțeleg fenomenul.
Nu, știi cum e la noi, am observat și eu, nu că nu-l înțeleg, pe moment atunci, da, yes, așa e, gata. Până mâine uită și își aduc aminte tu de ce făceau, ce-au făcut și anul trecut și acum 2 ani și... No, da, mă, mai rău, visăm la nu știu câte casuri de albine, visăm la... Se pare că am cam luat o rază. Convins că nu o să putem să facem la noi în țară caturile niciodată. Nu există care ți-a zis cineva mai înainte, ia graia să, ia graia să. În primul rând nu avem baza meliferă de acolo. Nu, da, nu e vorba de caturile de acolo. Eu nu cred că am făcut caturile care fac la noi în țară. La noi în țară. Asta mi se pare ideea. Asta e. Adică principiile cred că s-a aplicat și la noi. Nu? Da. De la cine se face microfonii? Păi nu știu, hai să ne uităm câți au microfoanele deschise. Gata, nu-i mai microfoane. De la Ionuț, de la Ionuț. La mine se face? La mine se face? Da. Păi atunci opresc microfonul. Păi atunci opresc microfonul. Acum am senzația, am senzația, am cucut, eu. Nu, la Dani, la Dani. La mine? Da, da. Păi de unde și cu ce? Că n-am, vorbesc la telefon la căști. Nu știu, dar am, am telefonul la un metru. Ai YouTube-ul dormit? Nu, 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 nu. Da, la tine da, să faci, tine să faci. Deci nu am YouTube-ul pornit, nu am nimic. Nu știu de ce. Ies eu atunci. Nu ieși, intră, ieși și conectează din nou. Cred că de la tine era Faraoane, că parcă e ok acum. Acum așa de ok, nu știu. Poate să ne zică cineva despre hibridul ăsta de rapid KVS? Melifer, nu-i melifer? Care ați mai fost? Care... N-a fost, nu știu nimic despre el. Mai eu am rapiță în fiecare an, dar habar n-am ce soi. Ideea e că toate au dat. Nu m-a întrebat de soiuri, că nu, la rapiță nu știu. Nu știu ce am avut. Anul ăsta chiar aș vrea să mă duc la un rând de rapiță de aici, din apropiere, să văd. Și-o zis că e hibrid din asta, KVS. Acum... Nu știu, nici n-am găsit pe internet așa mari lucruri despre... Eu am fost la un KVS acum 3 ani, cred că. Ce să zic, a secretat, dar n-am... O supină am avut acolo, stai zic cu familie. Dar am avut vreme foarte slabă și nu prea am făcut mare lucruri. A fost frig. Dar secret, se știe. Nu știu dacă pot să dea producții foarte mari, dar secret, că aveți. Păi atunci să ne fi vreme frumoasă, nu? Da, da, numai așa. Dacă e vreme frumos, o să meargă, sigur.
Uite, asta ar fi o treabă ok, să facă o evaluare a diverselor soiuri sau hibrizi de rapită, de floare și cam cât produce fiecare, pentru că am impresia că nu s-a făcut de foarte mult timp așa ceva. Am văzut pe net acum vreo un an de zile o evaluare din asta la niște hibrizi de floare și cam atât. Dar ăștia se tot schimbă, se tot apar alte... alți hibrizi noi și nu avem date. Eu nu știu dacă poate să țină cineva pasul la ritmul la care apar hibrizii noi. Te uiți prin oferte, lor e plin. Am uitat să sun azi unde mi-am comandat camera de numărare pentru NOSE. Mă voi suna mâine, dar deja slabe speranțe. Nu m-au răspuns de săptămâna trecută. Ca la noi. Dar cât ajunge de ceva cu camerele noastre? 1.135.000 de lei. Găsesc eu pe undeva. Da, măcar ți-a răspuns când ai făcut comanda? N-am vorbit la telefon, că prefer să sun la telefon, să întreb direct, domne, ai, n-ai, e posibil. Eu să-i trimit un mail că îmi răspunde în cel mai scurt. Nu mă mai răspund. O fi avut și el sărbători din astea prelungite. Na, să zic că e parmaie, dar mâine mă pun să-l sun, am uitat azi, mi-e ciudă, că eram și eu curios, mă pun mâine să-l sun să vin. Și mă rog, ar mai trebui un set de lamele de microscop pentru, bine, cu una, două, sau nu bine. Dar nu scumpe alea. Ales trebuie că o să tot spargi la ele. Păi de-aia am zis, care e curios. Curios. E bun de luat, că... Nu, porni să le sper, că... Bă, dar despre ce vorbiți voi aici? Uite, a lăsat timp să discuție, să spună cine are chef, ce ar schimba în apicultura ce o practică în urma ce-o văzut aici, vorba aia de vreo lună de zile sau de când toți suntem noi. Păi cum adică ce ar schimba? Tot! De la A la Z! Stupare! Faraonul ar schimba fermierii, eu ar schimba alimentația, mai ales aia proteică, aș îmbunătăți-o în primul rând. Și până acum atâta, așa că poftiți de mai ziceți. Eu nu, tu ce ai schimba? Eu? Da. Eu deja am schimbat, ce să mai schimb? A, tu deja ai schimbat înainte să... Ce-ai schimbat? Ce-ai schimbat? Ce-am schimbat? Metod de plănirii. Proteic? Proteic? Da. Proteic și... Proteic și... Glucidic. La roi le dai în continuu non-stop sau cum? Da. Și proteic și glucidic? Da. Nu știu, eu
așa procedez, nu zic că... Și așa ai făcut familiile alea pe 7 caturi? Da. Dar cine ți-a zis? Îndopare, nu altă, trebuie. Dar cine ți-a zis așa? Ei, cine? Cineva. Și-a avut dreptate. Deci nu trebuie să-i slăbești ca să arate bine. Și tot se repetă și se repetă și nimeni parcă nu înțelege chestia asta, nu știu, ori... Ori nu vor, ori... Bă, acum mă gândesc că ăștia mai cu mulți stupi știu de-astea. Știu, probabil. Dar nu neapărat. Că am văzut și cu tup mult și flat. Am văzut un anunț interesant azi pe Facebook, vând albine fără loca. Da, am văzut și eu anunț. Mi s-a părut așa ciudat, știi? Da, eu nu cumpăr de alea, eu cumpăr numai de alea cu loca. Poate ne aude. Nu stai cu ramele. Te-a apucat? Cu ramele nici m-au apucat de ele. Nici nu le-am cumpărat, nu cum m-au apucat de ele. Păi și cum mă, tu ai nucleile alea goale toate? Da, bineînțeles. Păi hai de capul meu, păi trebuie să fie pline cu rame bătute, cu ceară pe ele, cum? De ce, dar ăla e ultimul lucru care mă preocupă. Rame găsești oriunde. Ah. Cutii, tata, trebuie acum, nu, rame. Fac cutii, după aia am un să pun ramele. Așa ce fac, le țin aruncate, că acolo când... N-am rafturi speciale pentru rame. Și că astea, îi dau... Îmi termin cutiile astea. Mă, nu știu, uite de ce balsăracul lucrează la rame, dar nu mai termină. O, dar eu îmi termin rapid, nu, n-am treabă. Mai te uite, când am arătat că m-am mutat și cu compresorul pe aici. Nu. Hai să-ți arăt și ție, că deja ea amploare treaba. Hai să vezi. Stai, că nu, stai. Ia dracu, ia că tu. Mă, da, te înțelege soția, nu? Bă, să știi că e mare lucru. Sau poate mai știu, poate să bucură că mai scapă de mie. Voi da la rame. Nu-i mai țin teoria picului, are cine să mă asculte. Mi-e ciudă că nu m-am gândit să-mi comand mai repede foița, știi că vezi cum am și aici camera să le fac, să le post, numai să le pun dracu și foița, că le mai și cad după la etaj, că acolo în magazin. Traian, să faci un pic de microfonie, ți-am oprit microfonul. Acum o să stau cu el în living până vine foița peste o săptămână. Dar ce foițe ai comandat?
Am un prietenar, că îți mai povesteam, are, își face la ETA de scăpăceală. Aha, aha. Aia da. Păi, numai că e de dadant, știi? Da, pui mei, tai, eu am trei sferturi, știi, tai și treimile le pun și pe alea și orfirame de miere și gata, că așa am sârma verticală și pun trei bucăți și sănătate bună. Le că fac albinele, da. N-am chef să arunc, îți dai seama treimea aia, știi? Acum ar fi culmea să o arunci, o trimis mie. Da, da. Mai am vreo 70 de foițe ce am luat de la ETA și mi-au plăcut de ele anul ăsta, nimerit seria proastă, dar le dau acum în primăvară și acum scap de ele și sper după aia să fie mai fain cu alea din ceară ca lumea. Mă, oricum, mai prost n-are cum să fie. Asta să fii sigur. Păi îți dai seama. Eu nici n-am avut ceară de asta să știu că e ceară curată. Și o parte vreau să-mi comand plastic, vreo, eu știu, 100 de la tot turc, vreo 200, nu știu, 100. Și știi, m-am gândit dacă nu să stau pregătit, că foița nu ia mult să o lipești, dacă ai făcut tot, știi? Și dacă văd că merge cu plastic, buf, mai comand plastic, dar sper să găsesc la momentul ăla. Păi bun, dar trebuie să bagi sârmă, tot îți ia timp, pierzi timp acolo. Păi de atâta mă gândeam, dacă o avea timp și mai stai că mai am de făcut corpul, eventual ia că bag și sârmă, dacă nu ia că tai sârmă dacă văd că merge cu foița și gata. Tai sârmă, bag foița și ăsta plasticul și... Da, combinații îmi dau și mie prin cap fel de fel. Scenarii. Oare câte foițe poți scădi până la rapiță, unde e o primăvară mai bună cum e la mine și mai călduță și mai repede? Păi zic că clădești, dacă le pui găleata în cap, fii sigur că clădești vreo 4-5 foițe, ca popa. Sper și eu că... Dar cu găleata în cap, nu așa... Cu găleata, cu găleata. De ce au nevoie de întuneric? Bă, dar uite, apropo, mie, adică, nu știu să zic, nu, anul trecut am pus să clădească o foiță, le-am dat în momentul ăla vreo 250 de mililitri, dar eu sunt curios dacă n-ar fi clădit-o și fără pur și simplu de rezerva lor. Nu știu. Nu știu, mă cam depășește cu crescutul ăsta de foițe, că normal la foițe trebuie polen, nu trebuie sirop, nu? Trebuie și miere, Dani. Eu am impresia, sau cam asta am priceput, eu cred că primăvara ele singurul lucru ce vor să-l facă e să vorbea, să mulțească, numai să aibă cu ce, știi, dacă se poate din gata pregătit acolo. Mi se par foarte multe foițe, 5 foițe se clădească, chiar și găleata în cap până la rapiță. Nu știu, ți-o spune că oricum eu n-am destule rame crescute, așa că oricum l-am ales. Pentru că majoritatea zroiuri de anul trecut și nu l-a apucat să umple două lăzdamele de multietajat complet. Hai, probabil o primăvară. Primăvară e mai cald acolo, dar nu dau, mai ales că sunt roiuri. 5 rame, asta un roi, până în rapiță. Vezi că-s rame de 3 sferturi, nu de mai mici. Mai mici. Da, tot, mult și acest, mult. O
probabil, mă gândesc la două rame, n-ai buf. Bineînțeles că eu nu spar cui. Nu, da, deci mă refer la că mulți lărgesc cuibul doar cu foiță, da? Da. Păi am de gând să fac și eu, să lărgesc, da. Că sparge. Automat pleci de la 5-6 rame și îl duci la 10, 4 foițe, nu? Mai scade la 5-6 rame, să știi. Primăvară acum. Mai ția una de albine. Zici, hai să zicem că pleci de la 6. Mai dai una 7, că e greu, nu știu ce zic. Albina e uzată, aia o crește puietul. La mine în zonă nu se poate. Da, corect. Mai și anul trecut mi-au început cu puietul din, prin, eu știu, înainte de 1 februarie, fără stimulare, fără nimica. Aici e și mai călduț. Ce înseamnă ori început? Cât puiet aveau la data aia? Adică, am zis că ori început. Puțin. Puțin. Da, de acolo s-au dus numai înainte, eu n-am văzut scăderea aia, să zici, de populație de primăvară. Azi am trecut prin ea așa și am ridicat să văd, dar nu să văd, puțin sunt la podișor. Am văzut pe net foarte multe fotografii cu puțin podișor. Dar azi au zburat, Traian? 5-6 albine am văzut afară și pe-alea spun eu că n-au mat. Chiar am văzut unul care a 5-6 albine și vreo 2 am văzut pe care stăteau pe albine. Dar bă, nu-i că n-au mat, deja mi-am notat. Nu. Am văzut că n-au zburat, că au zburat bine. N-am văzut, de ce să zic, că n-am avut timp, dar am văzut că a fost cald, adică la mine a fost 10 grade la umbră. Chiar a fost cald, a fost frumos azi. Mă gândesc că o fi zburat și la mine, sigur, că ai mei oricum sunt în soare acolo. Îmi bat un pic la un play de împerechere, erau rame dintre alea mici. 14 pe 24, 25 și aia chiar i-am spart, văd că nu prea mai aveau mâncare. Am pus niște miere de salcâm. Unul avea ouă, am văzut că avea, să zic, 20-30 de celule cu ouă. Dar ies mai la adăpost, să fie mai privilegiat că la adăpost în solar. Dacă n-am cele trei ani, mai zis că e băgălat de post în solar? Da, da, da. Se țin în solar pe ăștia mici. Așa, și când e cald, prea cald, nu iese la... Ba, ies pe acolo, să plimbă pe acolo. Și mai intră înapoi? Da, intră, știi, că au mai rămas câteva în primele zile, au rămas câteva așa, păi. Unul mai special, mai înalt, așa, pe solar. Are... n-are 10 metri pe 6-7. I-au rămas câteva afară, dar a intrat, intră în acolo. S-a obișnuit. Sunt mici, dar nu plec în perechea. Am văzut la cineva chiar acum. Cine? A, e în altă țară. E rău, cu zboară scutii și afară zăpada cât ei. Dragul lui rău, a fost stat în filmuleț acolo. Unde, pe Facebook? Da, pe Facebook. Acum 7 minute. Zăpada-i cât ei afară și ei zboară, nu n-au niciun stres. La mine stau strânse de parcă ei. De ce numai la tine? Mie îmi place să nu iasă acum. Pentru că eu știu că voi avea durant o zăpadă
la jumătatea lui februarie și niște geluri de intrare acum. Și acum de ce se ia? Se mai pierde ceva, se mai înghețe pe afară, albine. Albine se stai acolo. Ce problemă? Ce faci cu... Ce prognoză, ce temperatură? Că eu am avut azi 14 grade și peste o săptămână pe un site mă anunță minus 9, pe altul minus 14. Minus 14 mi se pare mie cam puțin pentru mine. Sunt curios, nu cred eu că o fi atâta. Dar mai știi? Dacă te prinde cu puiet mai mult, atunci la minus 14 te ține câteva zile, dacă nu mănânc, vreodată n-ai văzut. Eu nu cred să am puiet, că bă, când a fost valul ăla de căldură aici în vest, unde de obicei mai cald la mine, a fost mai rece. Traian, ăsta e de la un polonez, nu știu ce e ăsta. Da, văd. Parcă noi n-am în zăpadă așa. Totul mă uimește, cum se zboară bine așa acolo? Zboară, că e cald, na. Dacă a bătut soarele în ei, i-a încins. Eu am albine proastele mele, dacă e zăpadă pe afară, cu cum văd zăpadă și rămân acolo. Dacă au zburat, ce s-a întâmplat într-un an, să zboare și mi-a finit și era un pic de zăpadă pe jos. Dar negrit al zăpada de azi și au rămas cu foarte mult. Arăt, uite, dau ture la sus. În primăvară ce faci cu nucleii ăia din solar? Îi scot la... Îmi tot dau un pic căldură, o să scot afară. Așa, și mai departe? Au măcini, îi las să populeze, și apoi vreau cu toră. Eu sunt curios cu orientarea, cum e când îi scos, ai duci altundeva, pe altă vatră sau tot acolo? Eu o să-i duc pe altă vatră, dar... Nu, i-am mutat din unde aveam eu acolo, undeva la umbră, i-am mutat direct în solar. Adică în solar, vreau să zic, din apropiere, i-ai mutat. Da, din apropiere. Și nu, au venit un pic la locul vechi, nu, s-au dus la loc apoi, n-a fost problemă. A dus o stat o lună și ceva. Eu nu-ți m-am întrebat. Îi populez la maxim un lucru, îi duc la 5 rame, că atâta intră în mine, și apoi, pe 5 rame o să le fac un puiet pe toate. Când mi-am făcut bocile, unul sparg în 5. Puscul de la mine se aude, când mi-am pus căști. Imediat aflăm acum. Cine are telefon de la telefon sau? Ah, la Ionuț. Ionuț, ți-am tăiat un pic sunetul, da? Zi da, că oricum nu te auzim. Ce mă înjură. Îi lasă populeze tot. Cutiuța asta mică, îi face 5 rame de puiet. Îl sparg în 5, îi pun o botă și am făcut alu' nuclei în perete. Bine. Așa le fac. Traiane, dar eu n-am apucat să te întreb, ce-ai văzut-o în Groenlanda aia unde ai fost tu? Nimic deosebit. La albine mă refer. Da, albine. Au foarte, foarte mulți bani. Au hale, au totul automatizat. Aia nu știu, nici nu se lasă. Albine multe, cum vedeți, filmulețele alea aproape. 30 de kilograme în cei mai buni ani ai lor, le dă la, când îi bagă în iarnă. Dar se întâmplă cazuri în care le dă și 40-50 de kilograme.
Nu știau să facă măci, a, unul știa să facă niște măci. Ce să-ți spun? Patronul dintre ăștia, nu aveai cu cine să vorbești așa tot și din apicultură, te auzi după aici. Tot automatizat, tot. Dar cămașa să lucra acolo. Păi și oare nu trebuie așa și la noi? Nu, nu cred că trebuie așa. Eu de asta zic așa. Iritat de faptul că încercăm să aducem tot acolo. Nu trebuie așa. Nu avem cum. Pur și simplu o să avea trei oameni acolo care respectau un calendar, o tablă mare și respectau absolut tot, tot, tot. Patronul, apicultorul șef nu face altceva decât să le pună tabla din ziua respectivă. Nu s-a bătat. Nu ne lipsește nu așa ceva? Nu, nu, pentru că acolo e o ordine de nu s-a văzut, adică nu vin cu tip să aglomerez din zonă. Aici trebuie să iei hotărâri pe moment. Eu spun ce fac eu când merg în pastoral. Nu seamănă un an cu altul. La ei nu se știe, avem 60 de tupă vatră, tupă ăștia. Următoarea vatră e la 4 km, la 5 km. Nu vine nimeni să populeze. Ai te duci la un lan de floarea doarele și vezi că scade cântarul a doua zi. Mă, ce se întâmplă? Când îi dai o col, mai vezi pus unul în capătul ăla. O, e clar. Pe mir cum să spun. Nu putem să ne adaptăm în chiar așa. Multă mâncare, că am zis, exagerat de multă mâncare. Înțeleg că iar vine mult. Am așa părerea mea, mâncarea se va regăsi în mie. Deși în discuțiile noastre sunt multe apicultori, spun nu că e albină multe și picatul și acolo nu se mai scoate. Aia se regăsește în mie. Păi bun, dar chiar vreau să te întreb. Nu neapărat pe tine, în general. Dacă ție ți-ar permite procesatorul, ai da mâncare multă? Nu, să știu că așa. Aș da dacă mi-ar permite. Păi și ai întrebat? Da, bun, bun. Nu, a fost cu mine și eu t-am explicat cum vin cu frondele și bagă până la fondul butoiului. Nu, 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 ai întrebat, băi, vere, vrei da, să-ți dau cu miere? Am întrebat. Crezi că ăla e permis. Deci, între 10 și 20% poate să fie. Nu e nicio problemă. Ăla e permis, ăla e permis să găsească și anterior. Am să treabă. Eu când ne-am zis grăteaua aia. Nu insiști să le zici, pentru că ei sunt atât de fixiști, nici nu ți imaginezi, dar nu știu să spun, te explice ție, nu știu ce. Deci, ce prost e ăsta, venia să vă spună mie că nu se dă antibiotic albină sau... E informație așa, stare frută, nu știu că mi se îndătăcești, pentru că... De ce ne-a zis unul? Că au venit niște români și au făcut o vizită la ferma lui apicolă și i-ar fi aruncat ceva în ieri. Ceva ce i-ar fi interesant, ceva de ce nu știu. Nu mi-am permis să mai întreb așa. Dar el era clar, era avea un manual pe care ei lucrează după manualul ăla. În condițiile în care discuții nu sunt atât de populați cum vor ei, vin cu rame de proiecte de la alte subine și populează discuții pentru a se încadra în graficul ăla, în zilele, știți? Eu îți vorbesc o săptămână să-ți dai seama așa de procedură. Săptămâna asta noi trebuie 5 kg. Săptămâna viitoare mai dăm încă 3 și apoi începe culesul sau cum fac ei acolo. Dacă stupii nu sunt atât de puternici, cum au fost în anii trecuți, să meargă după schema respectivă, ei vin și aduc cantitatea de albine. Deci ei reglează cantitatea de albine. Asta e greutatea lor. Mai? Greutatea noastră e să reglăm cantitatea de albine. Nu macile... N-ai putut să furi manualul ăla, că pe mine mă interesează. Cum era? Era o tablă așa și pe tabla respectivă ei puneau niște colți între astea mari. Respectivii care lucrau acolo, trei erau apicultori, se întâlneau în prima fază acolo și de acolo plecau la subine. Și mai erau 5-6 oameni care munceau. Știu, cum ar veni de ăștia, n-aveau treabă cu apicultura, că erau capuri și făceau pe acolo. Ei, și ei se închidau după ăla acolo, pe foaia aia mare. Aia le punea patru, apicultor. Ăsta îți cumpăra măcile. Ăsta îți cumpăra măcile. Ce măcile? Bacchus, nu știu.
Păi și nu era frică că rămâne fără, că trebuie să cumpere iar, că nu știu nu, ce? Nu, pe nu-l interesează doar lucrul, el asta făcea. Îl cumpăra clar, nu-l interesează. Nu știa nimic despre, am întrebat, despre rezistență, m-am făcut un mai prost acolo, mă, ce rezistență are, ce se întâmplă dacă încerci să ți le faci tu, nu, că nu poți să le fac, aici e o genă și încercați să spună că e vibrii, trebuie să... Știa despre ce vă, dar însă a spus că nu poate să le facă celălalt și le mai făcea și el, mai cumpăra un F0 și făcea el măcile, era mai mic, avea 600 ăla. Schimba mărcile la 2 ani, nu se punea problema. Nu, la fel ca da mărgăritii cântărește. Nu, n-ai cum să greșești. Chiar n-ai cum să greșești. Asta este foarte mâncoan. Dacă ai avut puțină de aia, m-am gândit și eu, bă, dacă aș avea puțină unui danez la mine în România, când dea la 1500, știu? Bă, tot, tot, tot sistemul, cu mâncare, cu nu știu ce. Probabil atunci îi face cât de cât față, da. Nu vin cu bani, nu, au prăjitoare, vedea, aveau niște prăjitoare foarte, foarte mari, părintoare din trebuie să iau lucru. Toți au unii acolo, grupa mare, 3 kg, 5 kg. Nu dădeau cu căldare. Ai văzut ce a zis și Daniel Călmuș aseară, te duci la Rapid să ai cuibul plin, să bubuie. Nu m-am... N-am ascultat aseară, că... Am senzația și, dar greșesc, să-mi fie cu iertare, am senzația că foarte mult vorbesc bine, bine și am văzut un filmuleț al lui Călmuș și recent am văzut. Și îmi spunea că stupii mei sunt bucat pe el, pe ei, la un film de Rapid, la Rapid pe el. Sunt pe Facebook, am văzut. Stupii mei au caturile pe el și a deschis el 200 acolo când a arătat sistemul ăla cu frida aia. Probabil știți care e filmul. Într-adevăr, urcaseră în catre, avea ramă de jumătate pe ei, urcaseră miere acolo, s-a spus agricultorii care sunt în zonă pe aici, au spus după 5-6 ramă. Deci cam asta e situația la noi în pastoral. Toți care vin și vorbesc pe internet, pe forumuri, doar vorbesc. Am senzația că majoritatea care sunt și vorbesc, au spus tot pe 5-6 ramă când merg în pastoral. Vin și vorbesc de 10 toate. Puțin sunt aia care. Păi bun, dar vorbesc prostii, adică cum? Da, eu sunt convins. Eu sunt super convins. Acum, rețeaua asta s-a mărit și acum între noi o să ne mai întâlnim în pastorat. Ce în ce mai... Poate nu anul ăsta, dar la anul. Cu timpul se va vedea. Adică sunt niște oameni care vorbesc foarte, foarte bine. Unde sunt tu pe ea de se vorbește cu ei, de ei pe live-urile astea și la forum, unde sunt. Dar nu vede nimeni, 7-4, 9-4, aia vedem odată. Ai găsești de unul care îi pregătește, face din două familii, din trei familii, da. Dar spune unul, nu să-mi spună mie o masă cu 6 cate, aia e de fapt așa, nu s-a văzut. Din păcate pregătiți, n-am văzut la 6-7 caturi în pastoral și fac pastoral. Adevăratul sens al cuvântului. 3 calcâm, 2 floarea soarelui, rapiță, deci nu se pune acolo, mai fac și mea. Deci merg 7. Mă întâlnesc cu mii de studii în fiecare an. Nu-i vezi. Cine are 2 caturi pe ei, ăla e cultorul cel mai tare de acolo. Fiecare live al tău auzi numai de 7 capete, de 9 capete. La Rapidă? Nu la Rapidă, în general, oriunde, deci oriunde. Asfaltăm 3? Mă, acum mai... știi cum? Eu am zis așa, cine nu face miere nu e prietenul meu și probabil din cauza asta. Da? Eu am mers la asfaltăm 3 la Valea Iașului. A fost nebunii, probabil mulți au fost acolo. Ascultă, nebunie, cel mai bun apicultor a avut 23 cate. Deci n-a fost nimeni să arate niște stupanta. Nimeni. Nu spun că 60-70% au avut stupii care aveau un cat de jumătate. Atât. Mai e o chestie.
cu un stup, se punea problema, am stat și m-am gândit, m-a întrebat cineva treaptă, de ce, că și eu m-am gândit la chestia asta, 18 rame, nu e cam puțin de pavilionul meu. Și au fost cazuri, m-am stat în ultimii ani și mi-am trecut în revistă ce s-a întâmplat cu el. Eu mi-am luat alea 18 rame ca atare, nemai având spațiu să-l dezvolt mai tare, probabil puteam să-i mai dau una, două rame în plus de altine, trei, să zicem, în plus de altine. Numai că l-am adaptat și am mers pe alea 18 rame. Ăsta a fost spațiu și am făcut și cu ăla, am făcut miere, cu stupul ăla 18 rame. Producții bune de miere. E cum lucrăm noi cu fiecare lată în parte. Unde trebuie să fie, nu știu ce spațiu, nu? Dar facem performanță și cu un stup dintre ăsta normal. Acum cred că e tendința asta, hai să merge frumos etajat, dar trebuie să știu bine meserie cu ăsta, nu cred că așa. Da, care face mai multă miere? Orizontal sau multietajat? Mă refer dacă știi tehnologie, și la unul și la altul. Nu am prea făcut, nu prea mă fac ceva orizontal foarte tare. Îi folosesc doar pentru ajutor, pentru că eu de câțiva ani de zile am înțeles că nu merge supul, nu mai merge cu ajutor. Eu, cel puțin în zona mea, nu dezvolt supul cum aș vrea eu. Nu pot să-i dezvolt. Pentru că, chiar din martie, eu n-am polen de vreme, până la pomii fructiferi, eu n-am polen deloc. Îmi mai minte eu cu niște lapte praf acolo, da. Cum zicea Ignatiu, ăla e pentru animale, pentru altceva. Și vă gândesc și eu la varianta asta. E posibil să aibă dreptate. Ele care săracele, da? Nu pot să-i dezvolt. Și în pastoral, când mă duc cu stup foarte bun, numai că stupii mei sunt ajutat. Mai găsești, bine, îmi iau vârfurile prima dată cu stupină, care eu aia sunt 10%, aia nu mai trebuie să-i mai ajut, dar trebuie să-i ajut pe tot. Și nu găsesc ca tu mai bun ca ei. Sau nici măcar să fie aproape de ei. Mulți vin, că am zis, tu zice, arde și mă întâlnesc cu ăștia. Poate să o luăm să mai încep, nu știu cât de cap. Bă, mie mi-a rămas gândul la tabla aia care zici tu. Unde găsesc eu așa ceva? Despre ce tablă? Citeam aici ce zice domnul. La ce te referi, zice, că nu cred că nu știe ce? La ce tablă zici tu și de ce tablă zici? A, aia din Groenlanda, de acolo, din... La tehnologia aia de creștere. Eu zic că aia ne lipsește nouă. Nu știu, dar știu că sunt niște oameni foarte scârboși. Trebam o grămadă de chestii și se întorceau cu spatele foarte simplu. La mine, dacă vine un om în stupină și vrea să vadă, să-l întoarcă, nu, să uită la el, eu-l las. Nu mă să vezi, aia te-am băgat aici. De acolo nu puteai să duci. Ești foarte, foarte scârbos, nu? Am anunțat, dacă sunt întârziat 5 minute, nu mai veniți să vedeți. Tabla aia cred că nu merge la tine, știi? De ce nu merge? Că tu o să te gândești să faci pastoral în ce știu eu. Că n-ai o zonă foarte, foarte bună. Am mai gândit la ceva, că tabla aia e adaptată de ani de zile de ei. Am mai pus câte ceva, am mai pus o liniuță acolo, am mai adăugat ceva. Și acolo mai auzit o chestie foarte interesantă pentru mine, că nu sunt nevoie să duc albină la laborator, acolo controle, vin le albină, le ia ceară, miere și mai știu ce, să vadă dacă sunt sănătoase. Deci, chiar dacă ar vrei să aibă albine bolnave, ei nu pot acolo. Pentru că sunt în condițiile în care am întrebat, nu vine cineva să mai spună vreo stupină pe aici cumva? Întâmplător. Vine numai în condițiile în care am niște controle, două controle, la primul control nu face nimic, la al doilea control, dacă ți-a găsit subina slabă și credi de cuvinte că tu nu
exploatez zona respectivă cum trebuie, atunci scade ție numărul și mai dă posibilitatea unui alt aplicator să mai adauge un știu de nume pe pământ cât îți supă vara respectivă. Deci, din casa. Tu caut folie exact cum ai tu. Așa arăta. Folia are ramele în el, pusă folia mai tu și peste folie avea un podișor așa. Podișor în care era pus un covoraș. Podișorul. Asta era tot ce făceai. Dar frig era acolo? Nu. Nu. Am mai întrebat și pe altcineva pentru că m-am dus pregătit. Păi, Danemarca, țara nordică, nu știu ce. M-am dus pregătit, îmbrăcat, bocan. Nu, nu era, chiar nu era frig. Acolo zic că nu ninge, când văd din soare e mare sărbătoare. Aha, aha. Deci acum poate greșesc. Eu ce-am întrebat și ce informații am primit eu. Am stat acolo 200 mai și ceva, aproape. Ce culoare se dată e acolo? Plegeau rapiță, flori în trafa spontană ce aveau pe acolo și mai mergeau în pădure, își produceau mană. O mană așa mai... Maronie era o mire mai maronie. Respectiv de asta. Așa o și în Suedia, culesurile astea. Eu nu știu, dar tu ai fost în Suedia? Nu, nu, nu am fost eu. Mi-a povestit cineva care a fost. Vreau să merg eu la anul Siguran. Și tot pe Buckfast merg și... Tot se fac. Să fură tablă de-aia, le spui că e pentru mine. Bine, să știi că fac tot posibil. Nu știi ce ne-au zis când am intrat, orice, orice se plătește, orice informație, nu știu ce, dar ținând cont că vrem un timp de experiență. Ok, le-am spus că și noi avem sute de studii, le-am spus că nu suntem de aia. Eventual, dacă vin vreodată sau dacă vor să vadă cum se lucrează, ce facem noi. Dar ei ne-au spus că se plătește absolut orice. Deci ne-am fost discută și plătim. Bine, nu ne-au luat bani în final, dar cum se ne arăt, ne-am spus că se plătește absolut orice. Tabla aia, nu poți să iei de la băieții din Canada. Da. Dar ce tablă e aia, Dani? O tablă albă, așa. Și scrie pe aia ce trebuie să faci. Te duci, citești dimineața, faci, te duci, te culci după aia, n-ai treabă. Fără glumă, nu glumesc. Niște instrucțiuni. Păi și cine le scrie? E deja făcută de cineva de acolo. A, și noi de aia nu progresăm că nu avem tabla acolo. Deci eu am impresia că fiecare face cum îl taie capul. Cum să scoală dimineața, dacă are chef, mai bea o cafea, mai... Depinde cum e la creier, treaz, netreaz. Nu funcționează, Dani. N-ar merge. Eu mă refer la mine, eu zic că ar funcționa de minune. Nu. Pentru că a doua zi când te duci să citești de pe tablă, rămân numai bețele. Care bețe? Păi de la tablă. N-am înțeles, nu știu. Îți fură tabla peste noapte. Aolea! Domnul Andone, aveți dreptate aici, corect. Ai văzut? Trebuie să te gândești la chestia asta, nu... Cum am mai auzit că e furat cântarul, nu? Da, de asta dar nu și-a pus tablă pe capacic. Mi le fură, mi le fură. Mă, acum glumă, dar am vreo 3-4 care n-au, 5.
Nu cred că mai are nimeni așa ceva. Ei, nu. Mă, nu vorbesc de pavilion. O, am și eu unul, de exemplu, are capacul fără tablă și am pus un tego deasupra. A. Asta este. Vorba cuiva, ce înăuntru e mai important, nu? Păi... Fii, vai de mine, vops. De ce crezi că eu cer tablă? Cine între ordine de deplasare în pastoral îți trebuie însemnezi, îl ștampilezi la primăria din zona unde mergi, în condițiile făceați vorbesc, te spun la voi. În condițiile în care... Condițiile în care mergi la floarea soarelui la rapidă, trebuie să anunți în 24 de ore că te-ai amplasat acolo, anunți la primărie sau la proprietarul terenului. În general, la proprietarul terenului trebuie să anunți. Cam asta. Și ordinul de deplasare în pastor. Ăla de cine îl dă? Se dă de la asociație. E bun, și dacă nu sunt scris la asociație? Nu, nu faci doar o științare, care e o științare de către primărie. Științarea asta ar fi, știi cum, o științare. Adică mă pun și scriu... Scrii că vă da de, o să ai de gând să stai 7 zile, dacă vrei, trebuie să am eu una. Trebuie să stai acolo și să intenționezi să stai 7 zile la culesul respectiv, deplasezi un număr de 200 de familii de albine cu 50 de roi și 70 familii și 150 familii bătrâne. Și aia îmi pune ștampilă pe aia? Da. O, îi dă un număr de înregistrare și îmi pune ștampilă. Cu ce le-ai transportat, le-am transportat cu tractorul, cu numărul de, sau cu ce le transportă acolo și intenționez să stau nu știu câte zile. Asta știi de ce? Să nu vii să te pui în fața mea în condițiile în care am și o țină foarte mare și primăria spune, vezi că acolo e pătrat la marginea localității. Să nu te pui între el și așa se urmărește. Oricum nu se respectă nimic. Da, asta e, acolo vreau să și mai o chestie, de exemplu, te duci într-un oraș, la un tei sau la tot ce cules să mai vii te duci într-un oraș. Și ăștia stropesc, în cazul meu. Mă duc la corabia, mai e ceva timp cu corabia, în oraș, mai merg acolo. Cu câte o stupință. Asta mai stropesc de țânțar, nu prea, în oraș, nu mă mănâncă oameni. Păi și te sună? Da, dar te duc în științare, mă sună, am numărul de telefon, am absolut tot acolo. Dar scrie și ceva acolo în meteria, în cazul în care o să aplica ceva tratamente sau... Da, o să stropesc într-o țânțar. Oraș, vă rog să mă anunțați la numărul de telefon, la degetul bine sau trei cărți. Și tu te vezi în toate trei acolo care, unde te găsești respectiv. Ce e fermier, primar. De exemplu, la noi, la Corabia, am văzut că în ultimii ani postează pe Facebook. Când te duci acolo, te întreabă. Hai. Nu ajută lucrurile astea, e bine să mergi acolo să fii, să te fii mirez. Acum, mai sunt întrele achiziție, dar eu știu dacă întreabă cineva, sincer nu prea le-am făcut. Să mergi la medic de zonă, să fac la medic veterinar de acolo, să vizezi, dar... Știi cum e cu medicul ăla? Ăla ce să spună? Că n-au habar, niciunul n-are de albine. Pentru că te duci să-i duci niște miere, că de-aia te duci, are cu ce să te ajute. Și tu să ai carnetul de supină, ștampilat, ai către medicul de la tine de acasă. Unde stai tu? Uite, cine prezintă bocile astea? Vlăduț. Dar e interesant că n-am mai văzut așa. E un capac numai de boci. Mi-a pus
fost întrebarea dacă vor fi adunate și puse aici. Mi se poate prea mult, că nu are cum să fie real. Se poate prea mult. Probabil că pentru recoltare de lățișori de mat. Siguran. Azi. Automat, că sunt prea multe. Da. A vorbit Daniel Călmuș aici și nu știu. Aseară. Aseară vor fi să altcineva ceva? Nu știu, eu te aștept pe tine să pui mâna pe tablă aia. Te-ar interesa și pe tine, aia? Mă, dar e la mod, adică și canadienii au și... Nu știu, că și ăsta, Angelii, cam la fel, zice. Băi, vere, eu mă duc, le fac aia, ce mă interesează pe mine? Dacă le merge bine, sănătate. Danezii la fel ziceau, ei, ce interesează.